Vreau să mulțumesc conducerii Ministerului Public, domnului procuror general, pentru susținerea pe care o arată în mod constant Direcției Naționale Anticorupție și misiunii acesteia de luptă împotriva corupției. De asemenea, îi mulțumesc doamnei Laura Codruța Kovesi pentru întreaga activitate desfășurată în fruntea DNA. DNA este atât o parte a sistemului judiciar românesc, cât și o autoritate națională anticorupție în sensul Convenției ONU împotriva corupției. Prin urmare, Direcția are o răspundere majoră în îndeplinirea mandatului pe care legea îl conferă, și anume combaterea corupției la nivel înalt. În acest sens, DNA va trebui să rămână în continuare o instituție puternică, independentă și relevantă, atât timp cât România încă se confruntă cu fenomenul corupției. În ceea ce mă privește, mă voi strădui, pe cât îmi va sta în putință, să asigur un interimat echilibrat, să continuăm împreună cu colegii din DNA munca pe care această instituție a început-o acum 15 ani. Acordăm o prioritate absolută respectării normelor procedurale, standardelor europene și internaționale și drepturilor fundamentale ale cetățeanului.